dacă Gorun a ajuns în această ipostază nenorocită, de nu mai știe nici ceea ce reprezintă el și nu mai știe nici de colegi și nici de instituția în care lucrează, se datorează, în primul rând, atitudinii unor cadre didactice din această universitate. Deci, repet, ei trebuie să fie foarte atenți că au cultivat în acest om absolut tot ceea ce se poate cultiva mai rău. Și omul a ajuns la un moment dat să creadă că este zmeul zmeilor și că lui se cuvine absolut totul, că orice indicație pe care o dă el este extraordinar de binevenită și că nu se poate face nimic în învățământul românesc fără indicațiile lui Gorun.